Birocrația a încurcat activitatea de achiziționare și distribuire a pachetelor cu rechizite destinate elevilor din sistemul de învățământ primar și gimnazial, care provin din familii cu o situație materială precară. Licitația organizată pentru desemnarea celui care va furniza rechizitele a fost lansată târziu, iar problemele tehnice au întârziat și mai mult termenele. Acum, de la Inspectoratul Școlar, s-a lansat un nou termen pentru distribuirea pachetelor. Licitația pentru achiziționarea de pachete cu rechizite școlare pentru elevii cu nevoi sociale. Licitația este în curs. Ea a fost relativ târziu ridicată pe SEAP din probleme determinate de mecanismul acestui proces, dar suntem absolut convins că până la sfârșitul lunii vom putea să distribuim în județ aceste rechizite. Nu au fost probleme în anii trecuți în distribuirea acestor rechizite și suntem convinși că și anul acesta activitatea se va desfășura absolut normal, iar elevii care au nevoie de aceste rechizite le vor primi în timp util. Pentru elevii din județul Neamț se vor achiziționa rechizite în valoare de aproape 600.000 de lei. Suma a fost repartizată județului Neamț de către Ministerul Educației pe baza estimărilor făcute de Inspectoratul Școlar Județean Neamț asupra numărului de beneficiari din anul școlar 2014-2015 și a prețului maximal pentru pachetele de rechizite. Suma este destinată achiziționarea 21.250 de pachete, prețul fiind de 25 de lei pentru pachetele destinate copiilor din învățământul primar și de 30 de lei pentru copiii din învățământul gimnazial.